Da, sincer. Oamenii nu știu de impozite, de da, că trebuie să plătești. Da, anuale, câte sunt, cum sunt, adică... Da, corect. Eu când eram acolo în primii 100 și aveam antrenor de tenis și pregătire fizică și mergeam împreună, cheltuiam între 15 și 20 de mii pe lună. Pe lună? Pe lună. Mulții cu 12, că tenisul nu se oprește nici de Crăciun? Da. Și da? Un calcul foarte simplu, poate să-l facă oricine. Da, adică nu e suntem ceva. Trei oameni care zburăm în jos 3 turnee pe săptămână, deci sunt 3 locații diferite, a 2 zboruri către călătorie, 6 zboruri, ori 3, 18 zboruri, că trebuie da. Să le plătești și antrenorilor, după aceea ai minim 2 camere de plătit, care la turneele mari unde le-am jucat erau minim 200 de euro o cameră. Le calculezi și frumos să-ți iese... Și începi să te sperii. Da. După aia 15 ori 12, da, 200 de mii, pe acolo 170, 180, 200 și uite așa. Ai impozitul, ai... Na, da, da. Cheltuieli și așa mai departe, adică nu... Corect. Nu ți-a fost greu să nu ai o casă, una acasă în perioada aia? Adică aveai fizic, normal, dar... Bine, asta ți-ai dorit să faci și era normal, că nu poți să joci toate turneile în același loc, nu? E greu, e greu, mai ales că na, ești mai mult singur, prieteni, da. Să ai prietenii foarte greu, că nu ești permanent acasă și să întreții o relație de prietenie. Chiar e greu, dar ok, pierzi partea asta, dar ajungi să cunoști mai mulți oameni, să vezi, să, nu știu, să-ți îmbogățești cultura și să vezi multe chestii ce alții poate nu ajung să le vadă. Care e cel mai frumos loc în care ai fost? Adică unde ți-ar fi plăcut să rămâi? Nu să te duci acolo, să rămâi acolo, să-ți placă așa, ca loc. Adică ai avut un loc în care să spui, sunt uite, nu multe, știu... multe orașe care îmi plac, multe orașe care mă fac să mă simt bine. De exemplu, îmi place Stockholm, în Suedia. Îmi place ca oraș. Să mă duc să mă plimb. Îmi place în Australia. Îmi place în America să mă duc. Și acolo mă simt tot timpul bine. Mă bucur că mă duc de fiecare dată înapoi în München. Pentru cum e ordinea și totul e pus la punct acolo. Și îmi place să mă duc în Italia. Chiar și în Napoli, unde e mai nebunie. Și dacă mă simt bine, agitație. Mănânc bine. La Roma de fiecare dată când mă duc. Și ca turneu ai unul preferat? Adică să spui... Îmi place Indian Wells-ul foarte mult. Indian Wells, Stockholm are un turneu frumos, la Madrid iar e frumos turneu, Australian Open, Wimbledon e ceva special. Apropo de prietenie, iartă-mă, există prietenii între tenismeni? E foarte greu, că după aia voi, după ce terminați turneu, plecați fiecare întreaba lui și eu, dar există, adică știi cum e la fotbaliști, de exemplu. Astăzi te duelezi, nu astăzi, acum la 11 te duelezi și la 11:30 ești la bere cu el. Nu contează ce s-a întâmplat pe teren. Aici există sau e mai greu? Foarte rar. Rar. Da. Nu știu cum va fi după ce te lași. Știi, adică dacă mai există prietenia dintre un jucător român, să zic, și unul din Rusia, de exemplu. Da. Că nu te mai vezi și după aia nu mai apuci să te vezi. Și nici la turneu n-ai timp. Joci un meci cu el, îl mai vezi... Da, înainte, asta e, știi? Și fiecare își face programul lui, nu știu, își face programul, are antrenament de la ora 4 la 6 și după aceea vrea să mănânce, că poate mâine are meci. Tu nu ai, ți-ai făcut mai devreme. Nu-l mai aștepți pe el, știi? Corect, că fiecare vrea să-și vadă de treaba lui. Da, nu poți să... Na, mai fiind dar un sport individual... Dar între români există, adică între jucătorii noștri? Sau tot așa, din cauza timpului scurt... Cât timp am fost și eu acolo sus, de multe ori mă vedeam cu Horea, cu Tecău. Adică încercam să ne vedem la mese, încercam să ne și antrenăm din când în când. Cred că ți-e și greu așa singur, nu toată ziua între... Da, de-aia încercam să ne strângem și să ieșim împreună la masă, să stăm, să mai vorbim, să vedem. Da, uite, tu când ai decis să te oprești un picuț, să pui frână puțin, ai simțit același lucru pe care spun mulți că îl simt? Adică, domnule, toată viața mea a fost un cantonament, un antrenament aia, și vreau și eu să văd cum e în viața de zi cu zi, cum ar veni, adică... Da. Adică se simte treaba asta. Da. Am avut... Pentru că foarte mult spun și m-am oprit într-o zi și am zis, wow, eu de mâine ce fac? Da. Pentru că fuseseră 25 de ani de antrenamente, cantonamente și meciuri. Da. Și de mâine?
Da, da, a fost. Am uite, avut vezi, a venit greu atac de panică un pic în martie, mai ales când a început și pandemia, am stat cu toții tu? În casă. Da? Da, eu am zis că nu mai vreau să joc și eram așa un pic, știi, stând în casă, închis, cât am stat atunci în perioada aia, nu mai știu, o lună jumate sau cât. Dar după aia a venit Artur și a avut cine stă... Era și Artur atunci în perioada, era micuț. Da. Da, a fost greu. Dar știu că tu ai primit vestea pe un apel video, sau cum a fost, nu? Da, da, da. Și, da. Așa a fost? Așa a fost, da. Bineînțeles că erai la un turneu, unde era să fii? Da, da. Mi-aduc aminte, eram în Anglia. Bună, bună! Și m-a sunat soția, m-a sunat Ramona și adormisem. Chiar țipisem înainte de meci cu vreo 2 ore și mă sună. Și ridic telefonul așa cu video, mi se părea ciudat că normal nu știu, vorbim seara prin video și ce faci? Bine, bine, pregătesc. Și zice, știi că na, sunt gravidă. Zic, interesant. Și zice, bine, te las că văd că doar. Bine, pa. Și nu mi-am dat seama, știi, adică eram așa și după aceea, după vreo... Hop, stai un picuț. Și după aceea... Vezi, chiar și asta e o chestie a sportivilor, să te anunțe soția că e gravidă prin telefon pentru că tu ești la... E ciudat. Și tu la un moment dat ai să mă opresc un picuț. Cea mai frumoasă veste și... E și el baterie? Adică din ce simți așa? Da? Da. A, atunci... Da. Da. O să va fi sportiv. Te-ai scos. Se vede. Se vede. Că acasă are multe jucării și numai cu mingile se joacă. A, deci numai cu mingile, mai asta mult cu mâna decât cu piciorul. Ce-a văzut la taicos? Nu știu, sper. Sper să mai gândească. Sunt mai multe oportunități, să zic, în fotbal. Live, da? Așa cred. Tu, un tenismen, să-i spui asta cu copilul? Nu, adică... să facă ce sport dorește corect, el, clar. Să facă sport, eu îl susțin. Asta e. Dar dacă ar fi unde l-ai, da, uite, chiar. Nu știu, e... Deci mintea tot la fotbal îți e. Nu știu, asta vorbeam, am un prieten pe Sucala și, da? Și el are un băiat cu câteva luni mai mare decât... Ce altfel. Facem? Da, el și tot vorbim, ce facem? El a zis că el vrea să facă tenis, eu al meu că vrea să facă fotbal. Și tot așa zice, băi, cum facem? Da, bine, mie că îl duc eu acolo și îl dau pe al meu ție și îl duci tot. Așa este, să facă sport, asta e cel mai corect. Important, pentru că, din păcate... Exact cum spuneai și tu în ultima perioadă. Dar de ce nu investim? Adică dacă știm clar că se pot face performanțe și că sportul e un ambasador, e undeva o hibă, nu, dacă nu investim. Nu e vorba numai de tenis. Nu, aici nu stă în... Deci tu ai spus că bugetul a fost de 11 milioane? De euro, da. Bine, asta se știu, ești mai aproape de lumea asta și 11 milioane de euro. Da, pentru tot sportul pentru în 2021. Sport. Da, și ți-am zis eu că Gigi Becali le-a vândut săptămâna trecută un teren cu 30 de milioane de euro în piper. Aparat, da. Să fie sănătos. Adică eu cred că ar trebui să investească masiv în sport. Bine, nu numai în sport, că la noi în țară mai avem nevoie de multe chestii și... Corect. Și sănătatea este pe primul loc, cred. Bine, tu te-ai și îmbolnăvit în ghilimele după 7-8 ani în Germania... Unde să te duci mai sus? Adică e maximum, știi ce ai văzut acolo. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri.